Bună ziua, bine v-am găsit astăzi. Suntem pe data de 10 mai. Și am zis să vă arăt și luarea în creștere. Eu nici nu știu luarea în creștere a bocilor, pentru că nici eu nu știu ce s-a întâmplat acolo. Ieri am avut altă activitate și azi am altă activitate. Vedeți spațiul la bine, culesul e în plin. Să vedem totuși luarea în creștere a bocilor, care sunt curios câte au luat, dacă au luat, dacă n-au luat, fiindcă este important, mai ales că este în prezența reginei, da? Eu am mutat larvele, nu zic transvazare că sunt hobbyist, eu mut larvele, mai pe românește așa, pentru omul începător. Și ia să vedem câte avem luate în creștere. Fiind în plin cules, ar putea să avem și faguri crescuți. Depinde de la colonie la colonie. Asta e colonia care am prezentat-o în direct. Care am filmat-o și ia să vedem ce au făcut albinuții, câte au luat în creștere și câte nu. Aici avem una, iată se vede, da? Una, aici a doua, după aia nici una sus, aici avem trei. Aici n-avem, avem 4, avem 5, deci avem 5 boci luate în creștere din 20. Rata este foarte mică, fiindcă așa e la... Așa e la, în prezența reginei. Mergem și la a doua colonie să vedem. Acea colonie este mai cu poftă de lucru, să zic așa. Deci aici avem 5 luate în creștere. Foarte bine, nici nu trebuie foarte multe luate în creștere, fiindcă cu cât sunt mai puține luate în creștere, cu atâta colonia este, adică reginele o să fie mai bine dezvoltate, mai mari. Bun, acum le lăsăm. O să zicem că a fost larva de în a treia zi, 4, 5, încă în 3 zile le căpăcește. Bun, mergem la următorul. La colonia următoare, să vedem acolo câte a luat. Iată aici este colonia în care am pus la crescut. Ia să vedem aici ce succes avem. Acolo a fost prima mutare a larvelor după vreo 2 ani de zile. Anul trecut n-am mutat foarte mult. Mi-a tremurat mâna, dar ia să vedem aici după ce m-am obișnuit cum, care a fost succesul. Să sperăm că un pic mai bun, un pic mai bun ar. Aș fi mulțumit cu un pic mai bun. Ia să vedem aici ce treabă a ieșit. Ce treaba a ieșit? Vedeți, această colonie este mai vrednică ca cealaltă, construită aici fagure. Să vedem, avem măcar 5 luate în creștere. Aici avem una, două, trei. Partea de sus avem 3. Jos avem
4 5 6 7 În partea de jos avem 7, deci avem 12 în total. Avem 12 botcuțe în total. Foarte bine. Avem posibilitatea de a face 12 roișori, să zicem așa. Peste 3-4 zile, când vor fi căpăcite, o să mai fac un rând. O să mai facem un rând de botcuțe. Deocamdată avem pentru 12 roișori. Să zicem că nu prea e suficient pentru ce am eu prin stupina, dar continuăm, o să mai dăm la în creștere. Bun, cam atâta despre luarea în creștere a bocilor în prezența reginei. Într-o parte 5, într-o parte 7. Media ar fi fost 10, să zic așa, dar vom vedea. Până data viitoare, numai bine!